Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem acum pe ultima sută de metri, ca să spun așa, în ceea ce privește studiul cărții Exod. Dumnezeu însuși trece din nou în revistă principalele porunci pe care le dăduse poporului. Poporul era acum foarte aproape de granița cu țara promisă. Din această cauză, Dumnezeu le aduce aminte să respecte poruncile pe care el le-a dat, astfel încât, ajungând în mijlocul acelor popoare, ei să depună o mărturie pentru Domnul. Pentru a treia oară, Dumnezeu le aduce aminte de exemplu de importanța sabatului. Dar să nu uităm, suntem la capitolul 35. Moise a strâns toată adunarea copilor lui Israel și le-a zis: Iată lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceți: Șase zile să lucrați, dar ziua șaptea să vă fie sfântă. Acesta este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. Să n-a foc în niciuna din locuințele voastre în ziua sabatului. Dumnezeu insistă asupra faptului că sabatul aparține primei creații. Dumnezeu s-a odihnit în ziua sabatului de ceea ce făcuse. În momentul în care omenirea s-a îndepărtat de mâna creatoare a lui Dumnezeu, a intrat în pribegie, depărtându-se tot mai mult de Domnul. Prin sabat, Dumnezeu vrea să aducă aminte omului că El a fost creat pentru a se odihni în El. Pentru Israel, în mod special, sabatul marca un legământ pe care îl avea cu -i Dumnezeu. Din această cauză, cerințele Domnului sunt atât de radicale. Nici o lucrare nu era îngăduită în această zi pentru a aduce aminte omului că niciun lucru pe care el îl face nu-l poate izbăvi de păcat, cu excepția ceea ce face Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu comunică anumite prevederi și cu privire la cortul întâlnirii. Moi s-a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: Iată ce a poruncit Domnul: Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă un prinos Domnului cel la se inima: aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, în insubțire și păr de capră. Piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm un de lemn pentru sfejnic, mirodenii pentru un de ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. Dumnezeu prezentase lui Moise, care la rândul lui comunicase poporului planul pentru construcția cortului întâlnirii. Acum, poporul este acela care va contribui la realizarea acestui plan. Pentru aceasta, în mod voluntar, ei vor aduce materialele și pietrele prețioase pe care Dumnezeu le ceruse pentru construcția cortului. Însă, este o diferență între ceea ce cere Dumnezeu de la ei și lucrurile pe care ei le vor da de bunăvoie. Tot ceea ce dădeau acum sunt doar daruri. În mod regulat, însă, poporul trebuia să aducă a zecea parte din tot ceea ce avea. În ceea ce privește cortul întâlnirii, Poporul trebuia să aducă anumite lucruri pentru construcția lui. Acum, ceea ce Dumnezeu prevăzuse ca materiale pentru cort nu erau materiale obișnuite. De aceea, această cerere presupunea sacrificii din partea poporului. Dragi prieteni, întâlnirea cu Domnul presupune anumite sacrificii din partea noastră. Uneori este nevoie de timpul tău pe care să-l pui deoparte pentru Dumnezeu. Alteori este nevoie să pui deoparte bani pentru Domnul. Sunt multe alte sacrificii pe care trebuie să le facem pentru a ne întâlni cu Domnul. Nimic, însă, dragii mei, nu poate egala frumusețea și binecuvântarea unei astfel de întâlniri. Să nu ezităm și să nu păstrăm nimic pentru noi când este vorba despre Domnul. Acum, materialele sunt pregătite, poporul este pregătit, mai este nevoie de meșteri pricepuți care să confecționeze ceea ce Dumnezeu arătase deja lui Moise pe munte. De aceea, Dumnezeu cheamă pe cei pe care i-a pregătit pentru aceasta. Moise a zis copiilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe El, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sapă în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. Dar nu le dă numai lor daruri de a face lucrurile pe care le ceruse. Domnul le dă și darul de a învăța pe alții cum să lucreze. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucra la gherghev și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și în subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Dragii mei, acesta este un principiu pe care orice copil al lui Dumnezeu trebuie să-l cunoască și să-l aplice. Este modul în care noi generații duc mai departe slujirea și spiritul ei. Dragii mei, cortul întâlnirii este deosebit de prețios pentru popor și pentru Dumnezeu. Pentru popor era locul unde se întâlnea cu Domnul. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, cele mai multe elemente ale cortului vorbesc despre planul pe care el îl are pentru mântuirea oamenilor. Dar acum mergem mai departe la capitolul 36, Iată că ne îndreptăm cu pași mari către sfârșitul acestei cărți, o carte în care închinarea a ocupat un loc foarte important. Și în acest capitol ne întoarcem la cortul întâlnirii. Cunoaștem deja instrucțiunile date de Dumnezeu pentru construirea Lui. Acum vedem modul în care se respectă aceste indicații. Respectarea planului de construcție este un aspect foarte important, deoarece tabernacolul este portretul Domnului Iisus Hristos, ni l revelează pe el. Iată ce spune Scriptura despre acest proces. Bețalel, Oholiab și toți bărbații scusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Moise a chemat pe Bețalel, Oholiab și pe toți bărbații scusiți în mintea cărora pusese domnul pricepere și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă. Fiecare membru al echipei de lucrători, echipă care se pare că a fost foarte mare, era implicat în construirea tabernacolului pe baza înțelepciunii pe care a primit-o din mâna lui Dumnezeu. Cel care conducea lucrările, șeful de echipă, era Bețalel. Să observăm acum ceva foarte important, esențial în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă îl slujești pe Dumnezeu în silă, atunci mai bine nu o face. Dumnezeu nu poate folosi pe cineva care are o asemenea atitudine. Construirea tabernacolului presupunea muncă de creație, frumusețe și lucrurile făcute aveau o destinație specială, închinare. Deci, este mai mult decât o muncă oarecare, Oamenii aceștia nu lucrau la normă. Nu erau cu ochii pe ceas așteptând să treacă ziua, să-și ia banii și să plece. Mai mult, nu construiesc tabernacolul pentru că sunt obligați să o facă. Înainte, în Egipt, sclav fiind, au procedat în felul acesta. Acum erau sclavi de bunăvoie. Lucrau din toată inima. Dragii mei, acesta este modul în care se lucrează pentru Dumnezeu. Un tânăr predicator mi-a spus odată, îmi place slujirea, dar nu-mi place să predic. Sugestia mea a fost să se apuce de altceva. Slujirea nu este pentru cineva căruia nu-i place să studieze și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un predicator nu poate să-și facă lucrarea cu entuziasm, dacă nu poate predica cu entuziasm, ar trebui să se lase de această slujbă. Odată ascultam pe cineva predicând. Era un chin, se forța, nu avea niciun pic de entuziasm. Dragul meu, dacă nu poți să-l slujești pe Dumnezeu cu toată vigoarea ta, cu vitalitate, plin de entuziasm, nu o face deloc. Dumnezeu dorește slujitori care să slujească cu toată inima. Observați că Bețalel lucra din inimă cu toată viteza. De ce oare? Se grăbea să termine pentru a pleca undeva? Nu el lucra pentru Domnul și era conștient de lucrul acesta. Dragi prieteni, dacă cei care merg la biserică ar merge plin de entuziasm, cu siguranță tot orașul va remarca lucrul acesta și va veni să vadă ce se întâmplă. Sunt sigur că atunci ar avea loc o trezire spirituală fără precedent. Dragii mei, lucrul în slujba Domnului trebuie făcut cu entuziasm, cu tragere de inimă. Trebuie să-L slujim pe Domnul plin de bucurie, în epistola adresată romanilor, la capitolul 14, versetul 5, găsim următoarele cuvinte scrise de Pavel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Acesta este modul în care trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Trebuie să fim pe deplin încredințați că slujirea pe care o facem este voluntară. Vrem lucrul acesta și suntem plini de bucurie. Tot Pavel, de această dată, în prima epistolă adresată Corintenilor, la capitolul 6, versetul 16, spune următoarele cuvinte. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia! Pavel voia să predice Evanghelia. Era convins că dacă nu face lucrul acesta, este vai de el. Să ne aducem aminte de un alt episod relevant. Mergând să lupte cu dușmanii poporului, Gedeon își conduce armata la un râu unde oamenii puteau bea apă. 300 dintre ei nu se apleacă asupra apei pentru a bea, ci cu mâna pe arme, în genunchi, luau apă în pumn și în același timp vegheau ca nu cumva dușmanul să se arunce asupra lor. Ei spuneau, unde sunt madianiții aceștia? Să terminăm odată cu ei. Episodul este povestit în detaliu în Cartea Judecător la capitolul 7. Însă important este aici să vedem hotărârea acestor oameni. Nimic nu poate sta în calea lor pentru că sunt oameni hotărâți în ceea ce fac. Dar să mergem mai departe. Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le adusese copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineață daruri de bunăvoie. Atunci, toți bărbații scusiți, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucru pe care îl făceau și-au venit de-au spus lui Moise. Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Din câte cunosc eu, acesta este singurul loc unde oamenilor li se cere să nu mai aducă daruri. Ei au adus mult mai mult decât era nevoie pentru construirea cortului întâlnirii. În toată slujirea mea, nu am văzut oameni care să ofere mai mult decât era nevoie, și nici măcar nu am auzit pe cineva să facă lucrul acesta. Moise dă poruncă poporului să nu mai aducă nimic. Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfântul locaș. A oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea. Oamenii sunt sfătuiți să nu mai aducă daruri pentru că aduseseră deja prea mult. Este totuși un lucru uimitor, pentru că, să nu uităm, abia se întorceau din robie. Sclav fiind, nu au avut prea multe lucruri. Însă oamenii aceștia au dăruit cu bucurie și plin de entuziasm pentru Dumnezeu. Îmi aduc aminte o situație asemănătoare din India. Izbucnise o epidemie de holeră și medicamentele erau insuficiente. Din această cauză, tratamentul era adesea administrat preferențial. Undeva, în munți, un trib, nu cu mult timp înainte, se convertise în întregime la creștinism ca urmare a activității misionare a unui student. Datorită acestui fapt, triburile vecine nu au vrut să dea niciun ajutor, și oamenii mureau în fiecare zi. Studenții și conducerea seminarului respectiv au dorit să vină în ajutorul acelor oameni, dar banii nu erau suficienți pentru medicamente. Atunci, Mulți dintre studenți și-au vândut din puținele lor haine pentru a cumpăra medicamente. Toți ei s-au dus la cel trib îndepărtat și i-au slujit pe acei oameni. Mai mult, unul dintre studenți a murit și el afectat fiind de holeră. Dragi prieteni, aceasta înseamnă slujire din toată inima. Când Dumnezeu este pus mai presus de orice, și faptul că El ți-a încredințat ceva să faci este considerat o mare onoare. Bucură-te de acesta. Se pare că în acest capitol trecem în revistă diferite articole din compoziția tabernacolului. Deși pare o repetare, prima dată ne-a fost oferit planul cortului întâlnirii, iar acum suntem la punerea în aplicare a acestui plan. Vedeți, asemenea oricărei construcții, nu este suficient să ai numai planul și materia primă, ci este nevoie și de execuția propriu-zisă a lucrărilor de construcție. Acest capitol tocmai lucrul respectiv ne prezintă, așa cum o face de altfel și capitolul următor, capitolul 37. Iată care sunt articolele pe care le confecționează Bețalel și echipa lui. Toți bărbații scusiți și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de insubțire și răsucit din fir albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe ele au țesut heruvim lucrați cu măestrie, mai întâi a fost făcut cortul care includea celelalte părți ale tabernacolului. Dacă veți citi cu atenție restul capitolului și veți confrunta cu planul pe care îl dă Dumnezeu, se va observa foarte ușor că totul este respectat în tocmai cum a spus Dumnezeu și nimic nu este ignorat sau modificat. Tot aici este confecționată și perdeaua care separa diferitele compartimente ale cortului. Perdeaua din lăuntru au făcut-o de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de insubțire răsucit. Au lucrat-o cu măestrie și au făcut herovin pe ea. Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur. Cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. A fost făcut apoi și perdeaua care închidea cortul, pentru ușa cortului au făcut o perdea de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de insubțire răsucit. Aceasta era o lucrare făcută la Gherghev. Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cărligele lor, iar căpătâiele și bețele lor de legătură le-au poleit cu aur. Cele cinci picioare ale lor erau de aramă. Trecem acum în capitolul 37, unde continuă descrierea elementelor cortului. Unul din elementele cele mai importante din alcătuirea cortului întâlnirii este chivotul. Apoi, Bețalel a făcut chivotul din lemn de salcâm. Lungimea lui era de doi coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea tot de un cot și jumătate. Chivotul era împodobit așa cum ceruse Dumnezeu. Deasupra chivotului era capacul ispășirii. A făcut și capacul ispășirii de aur curat. Lungimea lui era de doi cot și jumătate și lățimea de un cot și jumătate. A făcut doi heruvim de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Heruvimii a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. După chivot a fost confecționată masa pentru pâinile care erau puse zilnic înaintea Domnului. A făcut masa din lemn de salcâm, lungimea ei era de doi coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. A poleit-o cu aur curat și a făcut un chenar de jur împrejur. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână pe care a făcut un chenar de jur împrejur a turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colțuri care erau la cele patru picioare ale ei. Verigile erau lângă pervaz și în ele erau vârâzi drugii pentru ducerea mesei. Masa era însoțită de uneltele care trebuia să fie puse pe masă. A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfurile, cățuile, potirele și ceștile ei care slujeau la jerfele de băutură. Le-a făcut din aur curat. Acum, un alt element deosebit este sfejnicul. A făcut sfejnicul de aur curat. A făcut sfejnicul de aur curat bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșau șase brațe. Trei brațe dintr-o latură și trei brațe din cealaltă latură. Nici altarul pentru tămâia care ardea necurmat înaintea Domnului nu este uitat. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de un cot și lățimea de un cot. Era în patru muchii și înălțimea lui era de doi coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. Tot această echipă face și uleiul și tămâia pe care Dumnezeu poruncise să le facă. Ele erau după o rețetă unică și cu întrebuințare un unică. Dragi prieteni, închinarea este ceva unic. În mod special, locul sfânt era un loc al închinării. Sfeșnicul de aur îl reprezenta pe Domnul Isus, lumina lumii întregi. Pâinea care era pusă pe masă îl reprezenta tot pe Domnul Isus, El care este pâinea vieții. Altarul pentru tămâia care arde necurmată înaintea Domnului ne vorbește despre necurmata mijlocire pe care Domnul Isus o face înaintea Tatălui pentru noi, cei credincioși. Iată, dragii mei, că Domnul Isus este în centrul închinării încă de la acest cort al întâlnirii. El trebuie să fie în centrul închinării noastre și astăzi. De fapt, nici nu poate fi vorba despre închinare fără Domnul Isus. El este calea prin care venim la Tatăl. Nu există o alta. Să venim deci înaintea Tatălui, așa cum am învățat, cu încredere, bucurie și entuziasm. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.